Robotica este un domeniu interdisciplinar care integrează informatica și ingineria. Scopul roboticii este de a asista sau substitui oamenii în diferite aplicații, mai ales în domenii periculoase, precum inspecția materialelor radioactive sau dezamorsarea bombelor. Robotica este un domeniu complex, care se face resimțit din ce în ce mai intens în lumea avansată în care trăim. Echipa de robotică a României AutoVortex, a obținut locul întâi la campionatul internațional de robotică care a avut loc în Chicago, Statele Unite ale Americii, între 16 și 17 iulie. Este pentru prima dată când acest premiu e acordat unei echipe internaționale. Începând cu anul 1989, doar echipele americane au obținut acest titlu. Auto Vortex a doborât un nou record mondial la numărul de puncte obținute, de Partajându-se considerabil de oponenților din finală. Dacă echipele americane sunt sponsorizate de instituții notabile, precum Departamentul Apărării Naționale al Statelor Unite, Autovortex a obținut aceste performanțe fără vreun ajutor financiar din partea statului român și cu implicări minime din partea sectorului privat. Membrii echipei s-au deplasat la această competiție cu ajutorul fondurilor proprii. Existând și copii talentați care nu și-au putut onora prezența datorită costurilor ridicate ale, ale deplasării. Acest titlu e o dovadă că merită investit în educație, studenții românii au potențial și există multe industrii în care românii ar putea excela dacă statul român ar investi masiv în educație și nu în multe proiecte evident păguboase, precum s-a dovedit în ultimele trei decenii. Astfel de rezultate excepționale, precum cele obținute de Autovortex, redau o speranță și trag un semnal că o implicare mai profundă în educația statului român, a sectorului privat și a românilor de pretutindeni este esențială pentru a accelera cursul dezvoltării României. Descoperă domeniul fascinant al roboticii la autovortex.ro Robotica este foarte importantă într-o societate avansată, în primul rând fiindcă din cauza mersurilor lucrurilor și mai ales nivelului, cel puțin în partea de vest a societății și în societatea americană, aceste evoluții au mers foarte, foarte rapid și dacă stăm să ne uităm în trecut, în momentul în care apăreau primele calculatoare sau primele mașini sau chiar și internetul, în fața incipientă te când ai au wow, cine și le permit, doar nu știu, persoanele care sunt foarte bogate, era un lux, nu era o necesitate, pe când ne, că ne uităm în zilele noastre, toată lumea stă cu ochii în telefoane, toată lumea se plimbă cu mașina, mai nou mașina te duce singură undeva și oamenii au devenit foarte, foarte comozi, ceea ce nu este neapărat un lucru rău, fiindcă la un punct în viață nu mai îți dorești să ai un program repetitiv, vrei să ai mai mult timp liber, o are descoperit ideea de hobby, dar întrebarea se pune cine muncește în locul lui, că sunt atâtea lucruri care trebuie întreținute, care trebuie să funcționeze, care culmea, când în momentul în care sunt automatizate merg mult mai bine și atunci apare soluția salvatoare, robotul. Doar că fiecare om și fiecare societate percepe robotul și robotica diferit. Unii înțeleg prin roboți, roboții care îți construiesc mașinile și le sudează, alții înțeleg roboții care, de exemplu, se folosesc în medicină să facă diverse operațiuni, sau, uite cum e în cazul nostru, roboții educaționali, care sunt doar rampa de lansare pentru copii, ca ei să vadă că prin joc, prin joacă, printr-o abordare un pic mai copilărească, poți să creezi lucruri diferite, complet noi, care după pe viitor poate să-ți aprinde anumite beculețe și ție poate să-ți vină, nu știu, idei inovatoare sau poate chiar să pui pe picioare propria firmă, să devii antreprenor, din experiența acumulată în o echipă de robotică. Sunt Duns Andrei Cezar, am 16 ani jumătate, merg la Colegii Național Sfântul Sava, acum trec clasa 11 și de 2 ani aproximativ, cam de când am început clasa 9, fac robotică și sunt membru al echipei naționale de robotică Autovortex. Uh, mie mi îmi place destul de mult robotica. Nu pot să zic că am început cu pasiunea asta, pentru că, de fapt, eu sunt una dintre persoanele care, când am venit în domeniul roboticii, nu aveam niciun fel de cunoștință. Auzisem de la prieteni de familie că fac, că e interesant, că înveți lucruri noi și am zis okay, hai să văd ce eu. Dar am ajuns din nou, de-a lungul anilor, pe lângă experiență, să dobândești și o apreciere pentru acest domeniu. A, numele meu este Cudriș Dimitrie Sebastian, sunt din București, mă aflu de șapte ani de zile la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu și fac parte din echipa națională de robotică de patru ani de zile. Îmi place foarte mult robotica, este una dintre cele mai mari pasiune ale mele. Cât de complexă ți se uh, pare? Ca nivel de complexitate, mi se pare că odată ce ajungi să cunoști domeniul, poate să fie foarte simplă, poate să fie foarte lineară. În schimb, pentru o persoană nouă este grea, dar captivantă, pentru că la fiecare pas descoperi lucruri noi, tangențe noi și cum fiecare uh, parte și atribut roboticii se învină mai departe. Sunt uh, Grecarina, am 18 ani. Și trec clasa 12 acum și sunt în echipă de aproape 2 ani. Robotica a început să-mi plac sincer fenomenul momentul în care am intrat în echipă și mi-am dat seama cât de importantă este pentru viitor în general și că fac ceea ce fac cu pasiune și cred că chestia asta mă ajută să continui. Cât de complexă ți se pare? Foarte. Mai ales acum când am început să înțeleg mai bine și partea de programare și partea de mecanică și să înțeleg pe bune ce se întâmplă acolo. îmi dau seama că e extrem de complex și uh, necesită foarte multă muncă și pasiune. Eu sunt Victor Brânzan, am 17 ani. Um, sunt în echipa Auto de 5 ani deja. Îmi place robotica pentru că pot face orice, orice îmi trece prin cap. Uh, de exemplu, sunt la Hub, locul unde lucrăm noi și îmi vine o idee să construiesc ceva. Poate că nu are legătură cu competiția la care participăm, dar fiind în acel loc, am voie și pot să construiesc sau să fac ce vreau eu. Adică pot să fiu creativ. Pot să fiu creativ în anumite chestii. La cât de complexă ți se pare robotica? Păi, cred că robotica poate să fie cât de complexă vrei tu să o faci. Um, la nivelul nostru este destul de complexă și la competiția la care participăm, îi spune FTC, First Tech Challenge, este o competiție americană, uh, sunt echipe care, pentru care robotica nu este așa de complexă și sunt echipe care fac robotica extrem de complexă. Mă numesc Mirela Răzvan Iacob, sunt elev la Colegiul Național Mihai Viteazul din București și sunt un membru al echipei AutoVortex de aproape un an de zile. Îți place robotica? Da, îmi place foarte mult, deoarece integrează partea teoretică cu partea practică, adică putem observa că, cu o linie de cod, face ca un robot, adică niște obiecte, un fier, să spunem așa, să se miște. Adică, efectiv putem spune la modul figurat că însuflețește anumite obiecte fără viață. Mă numesc Radu Andrei Laurențiu și sunt membru participant al echipei Autovortex. M-am înscris în echipă acum 2 ani, odată ce am dat testul și am fost acceptat, a fost ceva neașteptat pentru mine. De ce îți place robot? Încă de mic am fost axat pe partea de logică, de matematică. Am participat la tot felul de concursuri prin toată țara și am zis să încerc ceva legat de matematică. Și am început cu informatica. Informatica. Ce îți vine prima oară în minte? Tot, tot axat pe logică. Coding. Or, orice legat de genul ăsta. Și am zis să încerc ceva practic. Și robotica mi s-a părut că mi se potrivește cel mai bine. Mă numesc Vasile Teodor și sunt din echipă de aproape 2 ani. Acum nu mi se pare de complex cum mi se părea cu câțiva ani când aproape nu știam nimic despre robotică sau că măcar exista. Mi se pare ca așa, ca un vis. Dar atunci când am ajuns în echipă și am început să înțeleg puțin ce se întâmplă cu robotica, mi s-a părut, părut, mai simplă când am înțeles ce se întâmplă în, tot spa în spatele robotului. Mă numesc Catrinela Mariei, am 17 ani și tocmai am trecut clasa a 12-a la Colegiul Național Mihai Viteazul din București. Fac parte din această echipă din octombrie 2018. Îmi place robotica pentru că pot să mă folosesc de creativitate uh, și pot să folosesc, de fapt, două părți diferite ale creierului meu, simultan, partea creativă și partea tehnică. Mă numesc Arena Chestefan, sunt în echipă de un an, sunt la liceul Matei Basarov și am 16 ani. Mi se pare că robotica este mai complexă decât mi-am imaginat, chiar dacă suntem mulți care ne ajutăm, toate avem probleme la care ne chinuim să găsim o soluție. Multă lume percepe robotica ca un domeniu extraordinar de complex în care, ca și într-o castă închisă, doar anumiți ingineri, anumiți oameni de știință, cercetători au acces și au succes și noi am vrut să demonstrăm fix contrariul. Eu sunt un simplu economist, copiii cu care lucrez sunt copii simpli, care nu au mari pretenții la școală, adică nu tocilarul clasei care, nu știu, te aștept prin filme, copilul la care nu se adaptează, care nu vorbește cu nimeni, care geniul ăla neînțeles, nu. Alea sunt doar clișee din filme. Realitatea e că robotica se face prin foarte, foarte multă muncă, este accesibilă tuturor. Noi chiar am încercat să demonstrăm că se poate democratiza robotica și am făcut un experiment în România punând pe picioare peste 50 de echipe acum 5 ani de zile a funcționat, dar funcționează într-un anumit nivel și anumit parametri. Depinde ce îți dorești. Dacă îți dorești doar faimă și plimbări, mare lucru. Zici că ai strâns trei șuruburi, ai făcut un robot, te duce în jurul lumii. În momentul în care tu îți impui anumite bariere și anumite niveluri de performanță, de exemplu cum facem noi, Adică la noi e clar, nu te întorci fără locul întâi, nu te întorci fără să ai un rezultat bun. Ok, poate e echipa mai bine pregătită ca tine, te împrietenești cu ei, înveți ceva din toată experiența asta. Dar tot acest proces de crearea unui robot se poate face pas cu pas, se poate începe de la zero, ai nevoie de multă ambiție, de multă dăruire. Nu știi nimeni că nu trebuie talent, dar talentul nu îl creează singur pentru tine. Tot ce am făcut noi în atâția ani de zile a implicat nopți nedormite, weekend ratate, nu mai aveai, nu știu, o vacanță, timp liber, dar să nu uităm că nimeni nu ne-a impus lucrul ăsta, nici noi nu ne doream să demonstrăm nu știu, imposibilul sau vreo teorie inventată de noi, pur și simplu a fost stilul nostru de a lucra și poate prin toate acțiunile noastre îi vom inspira și pe alții să încerce ceva nou, să acorde chiar o șansă unui copil care poate la prima vedere nu promite mare lucru, dar până la urmă lucrurile mărețe s-au făcut și din vise și din foarte multe riscuri. Efortul este proporțional cu reușita. Avem reușite mari, depunem un efort considerabil, mai ales prin partea de nesomn și stresul la care suntem supuși în perioada competițiilor. și ca implicare, consider că am o implicare foarte mare. Pe zi mă pregătesc cam 10-15 ore, depinde și de cât de aproape suntem de un concurs, dacă avem vreo prezentare. Echipa noastră are un program de lucru spartan. E un program spartan impus de conjunctura din țară. Sunt copii care învață dimineața, copii care învață după masa la școală. Noi ne lucrând în interiorul unei școli ca să ne mulăm strict după orarul copilor din liceu X sau Y, noi trebuie să ne gândim că și un copil care să învață după masă ar vrea și el să vină la robotică mai târziu. Dar în același timp și un copil care a învățat dimineața nu prea vrea să stea până noaptea târziu să vină obosit să lucrăm împreună. Noi avem un ciclu am dat peste cap al întâlnirilor. Noi ne întâlnim totdeauna formal vinerea seara, la ora 7-8 seara, după ce toți copiii știu că au terminat școala. De ce? A doua zi e sâmbătă. N-ai stres, mă la școală, să-mi fac temele, am un test, am ceva, ești un pic mai relaxat. Și ne prinde lejer 2-3 dimineața. După care sâmbătă ne întâlnim cu a doua tură de copii, cei care nu știu, au putut să vină vineri. Erau obosiți, mai au meditații, unii fac pian, părinții vor să scoată din ei specialiști în toate domeniile și acestea sunt întâlnirile, să zic, formale, mai mult cu partea de recruți, adică cu membrii noi aduși în fiecare an, prin care noi încercăm să învățăm fiecare taină în parte, cum se asamblează, cum se construiește, cum se programează, cum se creează piese echipa de bază, cu nucleul dur, noi ne întâlnim zilnic și în momentul în care avem o plecare, de obicei ne întâlnim la 2-3 după masa și stăm până la 4-5 dimineața. Nu putem să stăm mai mult, fiindcă prindem aglomerația de a doua zi. E un sentiment ciudat, Când te duci acasă, oamenii se duc la servici, eu îi duc de obicei pe copii acasă, sunt copii care vin din trei județe diferite, din București, Ilfov, Giurgiu, și nu poți să trimiți la 3 dimineața o fată tocmai până în Giurgiu, în Bucure, cum e în cazul lui Catrinel, de exemplu. Mai altă fată, Ana, stă tocmai în cornet. Mai cum să trimiți la două, trei dimineața, veșnic, uvă, nu știu dacă mai ajungi. Și a doua ori, părinții nu îl mai lasă pe copil, că na, stau cu frică. Mai sunt discuții. Ne-i trebuie, vă ce faci pe telefon? Păi mama a zis că nu se culcă până eu nu vin acasă. Unii părinți încă au, nu știu, teama asta că se poate întâmpla ceva rău, deși nu s-a întâmplat niciodată. Și noi trebuie să încercăm să găsim un program cât de cât flexibil și pentru copii, ca să poată să vină cu drag, să nu fie stresați de o oră anume, în momentul în care noi lucrăm, noi nu simțim că trece timp. Uiți, să mănânci, să bei apă. Nu știu, e, e ca o zonă foarte dubioasă în care nu mai există timp. Din punct de vedere individual, eforturile sunt uh, atât din ceea ce privește timpul petrecut, uh, orele petrecute la hub, la politehnică, uh, ca să învățăm mai întâi cum se construiește robotul și ce înseamnă de fapt partea de mecanică și poți să și punem în practică chestia asta și din punct de vedere colectiv ne avem un principiu că ne ajutăm reciproc și învățăm unii de la alții și și aici e ajutorul pe care îl oferim celorlalți. În lumea tehnologică de astăzi totul se mișcă cu viteza luminii chiar. O informație care era relevantă dimineață, după masă, poate să nu mai aibă niciun fel de valoare. Dacă nu ți pasul cu informația cu informații concrete, coerente, aduse, actualizate în timp real, nu ai nicio șansă. Marele avantaj al roboticii e că îți creează situații neprevăzute, lucruri noi, în care tu trebuie să reacționezi pe moment, inclusiv robotul care trebuie să facă anumite operațiuni, el este de obicei controlat de către copii sau gândit din spate de către copii. Tu trebuie să faci scenarii ce s-ar întâmpla dacă. Robot alt, nu știu, dinamic de atacă. Tu trebuie să știi să ripostezi. Dacă tu nu ai testat toate acele lucruri înainte și să poți să le pui în interiorul codului și să creezi măcar acea sămânță incipientă de inteligență artificială, tu nu să poți să faci niciodată un sistem care, să zicem așa, să gândească singur sau nu să prezică viitorul, dar măcar să presimtă ce va urma, dar să presimtă bine, că dacă nu prezintă bine, nu mai are niciun rost. Din cauza aia într-un fel se potrivește cu copiii din zilele noastre, fiindcă ei sunt oricum conectați la informație, ei știu tot ce mișcă prima oară, care e cea mai bună muzică, care e cel mai șmecher artist, ce s-a întâmplat în timp real, chiar dacă e de multe ori nici măcar nu deschide televizorul să se uite la o știre. Pe de altă parte, nici nu e bine să stai cum să zic eu așa, singur într-o bulă, e bine totdeauna să mai ai o părere din stânga și din dreapta. Și noi tocmai de aceea încercăm să amestecăm și generații de copii, să încercăm și să atragem mentori, ca ei să le povestească copilor cum era pe vremuri, cum simți că au evoluat lucrurile și totdeauna noi credem foarte mult în ideea de echipă, adică trebuie să fie o echipă omogenă, copii din medii diferite. Posibil chiar și adulți care să se implice na, în limita puterilor lor, dar în același timp să existe și motivația să îți dorești tu să fii totdeauna adus la curent, nu că te obligă părinții, școala, sau cum era pe vremuri, că ești obligat să citești o carte, nu că tu îți dorești lucrul ăla, fiindcă dacă nu ești informat, ești numărt. Cea mai mare provocare este să poți să te adaptezi pe moment, fiindcă copiii la școală nu învață lucrul ăsta, cel puțin în România 90% din timp se pierde pe memorare, pe forțarea memorării și recompensarea, nu știu cum să zic, servituții, Stilul stilului de a fi mai mult așa cu capul plecat, să nu contrazici profesorul, să n-ai ideile tale, să nu poți tu să tragi concluziile tale, să aștepți totdeauna să ți se zică ce trebuie să faci, să ți se zică dacă e greșit sau nu, pe când într-o activitate de genul roboticii nu există profesorul să te ajute sau să ți atragă atenția. Nu sunt părinții să-ți dea sfaturi, ești tu cu colegii tăi, cu mintea lor de la vârsta respectivă, care fiind și în perioada adolescenței, lor le stă minte la foarte multe lucruri. Tu trebuie să iei decizii în timp real. Pe baza deciziilor tale se, cum să zic, se sprijină cam toată echipa. Tu poți să fii tras la răspundere de colegi și eu totdeauna le repet că nu lucrurile merg bine. Fiecare și-a rugat toate drepturile. A fost din cauza programării, a fost din cauza condusului impecabil, a fost din cauza designului. Dacă în ceva merge prost, fiecare îl acuză pe celălalt. De obicei, în timpul concursurilor, privirile oamenilor sunt totdeauna atrase de către roboții wow. Roboții pot fi colorați, complexi sau incredibil de simpli. De obicei, roboții americani sunt foarte, foarte complexi. Deci, În spate stă mentorat o grămadă de know-how, o grămadă de resurse, fiindcă nu e ușor să faci un robot complex. Noi ne fiind, din păcate sau din fericire, oameni de meserie ingineri, noi încercăm să gândim lucrurile mai empiric. Adică, noi știm că trebuie realizată o operațiune, noi nu știm cum se face corect lucrul ăla, noi încercăm. Roboții noștri par foarte, foarte complexi, fiindcă poate în anumite lucruri noi încercăm să reinventăm roata. Adică, dacă am fi avut anumite cunoștințe, deschideam manual la pagina 69 și vedeam cum se execută corect un sistem sau un mecanism de a mișca o mânuță. Noi nu știm lucrurile. Noi ne-am gândit ar putea să se desfășoare lucrul ăla. Și în același timp, roboții noștri sunt obraznic de simpli, dar în același timp complex în gândire, fiindcă noi totdeauna încercăm să facem cât mai multe operațiuni. Din experiența trecutului, ne-am învățat că, din păcate, nu poți să te bazezi totdeauna pe parteneri. E un joc de alianță și de echipă. Adică, tu depinzi de colegul tău robot să învingi alți doi roboți. Dacă ai ghinionul să ai parteneri slabi, care nu știu, poate e primul lor sezon, prima lor experiență, nu poți le scoți ochii, sunt copii și noi am fost începători. Dar noi totdeauna trebuie să ne pregătim situația în care noi jucăm singuri contra toată lumea și am păsit-o de foarte multe ori și în aceea încercăm într-un robot relativ simplu să implementăm sisteme complicate care să facă multe operații. Dacă am fi avut totdeauna parteneri complementari, era și robotul nostru exact cum se spune în manuale, direct, Specializat pe o anumită operațiune dar noi trebuie să știm să facem totul Incredibil de repede Cât mai bine fără greșeală și parțial automatizat Ca să reducem eroarea umană uh, Robotica mi se pare destul de complexă Nu extraordinară, adică Consider că este un lucru ca, Pe care Fiecare om îl poate învăța dacă uh, Are o anumită pregătire uh, Dar uh, mă bucur că și în mediul online apar din ce în ce mai multe materiale care ne pot facilita procesul de învățare în acest domeniu. Robotica poate fi cât de complexă și cât de simplă vrei, la un moment dat să-ți facă plăcere și să înveți lucruri noi, în Pentru construirea unui robot performant e nevoie de minim 5 luni de zile. Robot performant însemnând prima variantă de prototip pe care noi de obicei ne impunem să fie gata înainte de anul nou. Sezonul competițional începe pentru noi undeva la începutul lunii septembrie, având un decalaj față de echipele din America, adică până scomați piesele, până scomați terenul, până scomați elementele de joc, fiindcă regulile sunt foarte stricte, tu nu poți să improvizezi. Hai că mai pui un șurub, mai tai un lemn, dar asta e tot. Baza trebuie să o cumperi din America, până vin toate lucrurile astea, că am pierzi un pic startul cu o lună de zile. După care, noi trebuie să încercăm să recuperăm acel decalaj, ca până de anul nou, okay, ne-am pus noi un deadline simbolic, până la sfârșitul anului, să avem deja prototipul de robot, adică baza un pic avansată pe care noi să testăm, să începem să perfecționăm lucrurile. După care ducem robotul în Corea, săracii, ei sunt primii pe care facem experimentele, de obicei înese. este. Primul concurs care se desfășoară din toată seria de concurs la care avem, să voi să participăm, fiindcă nu ne are locuri, suntem excluși pe viață, este Corea de Sud. Concursul este foarte complicat, fiindcă echipele coreene au un stil de lucru efectiv de sacrificiu. Sunt modești, dar în același timp fac totul ca să câștige nația lor. Noi îi bătem de 5 ani de zile, constant, nu le merge cu noi. Poate o parte din avantaj e că fiind concursul foarte, foarte repede, poate ei nu apucă să-și experimenteze, să-și cizeleze foarte, foarte mult robotul și noi îi prindem un pic nepregătiți. După care vine Rusia. În Rusia ea pe pământ, fiindcă rușii ca și noi sunt foarte bătăioși, super patriotici, pe cum să pierdă țara lor și de optantezi de pierd non-stop. și în același timp, nu să zic, au un spirit de sacrificiu extraordinar. Adică se chinuie ca și noi. Roboții nu arată prea frumoși. Ei nu pun accent pe design, pe culori. Ei nu știu cum arată un robot american sau în altă țară. Noi am fost primii care ne-am dus la concursul lor când s-a pus pe picioare, acum 8 ani de zile. În momentul în care vezi toate aceste specii, tipuri de roboți, ai de ales două variante. Ori faci un robot de dragul să-l faci, patru rotițe, ca o mașinuță, te plimbi cu el, găsești sponsor, te lauzi, te umfli în pene, sau încerci să găsești mașinăria perfectă, de multe ori trebuie să faci o schimbare radicală de design, fiindcă trebuie să ții pasul cu ce vine la sfârșit, adică campionatul mondial din America. Sau poți să vezi campionatul doar ca o plimbare, te duci în America, mănânci un hot dog, bei un suc, îți faci două poze la un pod, te lauzi pe Facebook și asta a fost tot. Noi încercăm să facem și și, fiindcă e păcat, ajungi până aici și să nu, cum să zic, să nu ai o mașinărie de luptă aproape impecabilă, să fii pas la pas cu echipele americane, care, na, drept sau nedrept, au o altă situație, doar că asta e viața. Nu ne obligă nimeni să facem asta dar ne place. Puteți da exemple de roboți care ar fi foarte utili în societății? În momentul în care noi mergeam, că acum cu pandemia n-am mai fost de mult la expoziții, evenimente, demonstrații în mall, că toată lumea vrea să joace cu roboții Autovortex, avem o întrebare care ne măcina și ne macină în continuare. Hai să facem un robot practic. Românul cel puțin e foarte practic. El nu vrea robot educațional. Nu vrea robot care plimbă o bilă din stânga în dreapta, care ia un covric sau care un cub. Românul e practic. Domnul, eu vreau un robot care să-mi aducă bere rece. Un robot care să mă trezească dimineața, care să-mi curețe în curte. Să facă ceva util. Ideal ar fi să se întâmple totul perfect și să fie și foarte ieftin noi le explicăm că în momentul în care tu identifici ca și persoană sau ca și om o nevoie în societate și simți dorința să fie automatizată, la un moment dat tot va apărea soluția pentru, acel, pentru acea problemă. Ceva de genul am încercat noi anul trecut, în momentul pandemiei, ca să vezi că și pandemia poate să aibă o pozitivă, noi ne mai având competiții fizice, simțeam că stăm degeaba. Noi suntem o echipă care veșnic suntem activi. Construim, lucrăm, stricăm, ne la concurs, bătem pe alții. Avem un mediu și o viață foarte activă și nu se potrivea cu stilul nostru, să team degeaba, nu avem ce să facem. Și am zis, hai să ajutăm și noi cum putem. Am creat, de exemplu, un roboțel medical. Imaginați-vă un sistem cu două tăvi care se plimba, el era controlat de la distanță și adăugasem și un cap cu o formă de ochi, de gură, ca să fie un pic prietenos. De ce? Un om se sperie când vede o cutie care vine la el. No, stii, prima impresie trebuie să fie plăcută, să simți că seamănă cu un om, că vorbește pe limba ta, că are măcar câteva trăsături relativ empirice, că România nu are așa tradiție în domeniul roboticii. Să zici că las că îl pe bunicul nu știu care să-mi dea planurile de la un model de robot și să-l îmbunătățesc. Nu, cam trebuie să faci totul de la zero. După care am transformat proiectul, am reușit să facem primul robot umanoid din România, care să să-l punem în restaurante sau în diverse locuri și să întâmpine clienții sau oaspeții, să vorbească cu ei, să-i trimită la masă, să le dea câteva indicații, dar la fel totul cu tehnologie făcută de la zero de către noi, fără să cumpărăm diverse programe sau proiecte, totul făcut de la zero. După care am dorit să facem robot care livrează lucruri, Culmea, cool, i-am văzut în America, fizic, în Chicago, cutiuțe pe ai o anumită comandă, el vine la tine, nu există interacțiune între oameni, poate un oameni chiar evită să vorbească, nu știu, din timiditate sau frică socială cu ei, știi că ai venit roboțelul, a dat mâna cu tine, să-i lua mâncare sau ce ai nevoie, roboțelul a plecat. Uite, toate lucrurile astea păreau science fiction acum 10-15 ani și brusc apare nevoia în societate. Și asta e foarte important să înțeleagă oamenii de multe ori ce vezi în filme ca fiind science fiction sau citeai în cărți, din cauza că a evoluat tehnologia și indirect societatea, cam o să le vezi zilnic pe stradă. Și noi primim comentarii răutăcioase. Oh, roboții sunt locurile de muncă. Mă, este în satana pe pământ, din cauza noastră va dispărea umanitatea. Nu e adevărat că un robot nu poate să pupe pe alt robot. Deci unele lucruri vor fi clar totdeauna strict pentru regăturile și relația între oameni. Dar anumite operațiuni se pot face de roboți și asta le explicam și copiilor. Totdeauna trebuie să gândești cam în 10-15 ani. Până termin liceul, trec 3-4 ani. Până termin facultatea, mai trec 3-4 ani și până te hotărăști cam ce faci, mai trec 2 ani. Și totdeauna oamenii să gândească că tinerii de acum vor fi inginerii care vor repara, vor construi, vor întreține, vor îngriji roboții viitorului, care la rândul lor ne vor îngriji pe noi. Și dacă nu începe acum să te pui pe picioare și să iei în serios toate lucrurile astea, să ai o viziune ca lumea, o să te trezești că totul e chinezesc, tu nu poți controlezi nimic, nu ai acces la nicio pârghie să faci vreo modificare și depinzi de alții, ceea ce noi nu suportăm. Pot spune că robotica e neapărat, nu, nu că neapărat, nici măcar utilă, societății moderne e practic necesară, pentru că câte avansuri au avut loc în ultimii 3-40 de ani și robotica e în prim plan toate. Toate automatizările, toate automatismele care ne-au făcut viețile mai ușoare își pot trage din analogia către robotică la oameni. Primul exemplu care îmi vine acum în minte, cred că e chiar și agricultura uh, sau pe uh, transporturile. Un robot util societății este romba, să încep cu asta. Este unul dintre cele mai ușoare modele de dat și de înțeles omului. Nu mai e nevoie să pierzi tu cât 4-5 ore în fiecare săptămână să o faci curățenie în casă. Nu mai ai nevoie să plătești un om, o menajeră, să aibă grijă de casa ta. Poți pur și simplu un robot să-l lași să se ocupe de asta și tu uiți în totalitate de grijă. Ai mai mult timp, ai mai mult timp să-l investești în activități care îți plac, în vise, în carieră, în tot. Consider că toți roboții ar trebui să facă asta, ar trebui să ne salveze timpul, să ne ajute să avem o viață mai ușoară, mai lipsită de griji. Sunt foarte multe munci, foarte multe activități care pot fi realizate de către roboți, iar oamenii pot avea o viață mult mai bună. Aproape toate procesele realizate la nivel industrial, adică de realizarea obiectelor, Chircări de mecanică fină sau uh, anumite muși repetitive uh, ar putea fi uh, făcute de către robozi și uh, cum a spus și Elon Musk, uh, cred că va exista și un Universal Basic Income și lumea va avea mai multe facilități uh, cu ajutorul acestora, pentru că munca pe care aceștia o depuneau pentru realizarea anumitor produse va fi Depuse de către roboți. Un exemplu acum foarte la modă și din cauza pandemiei a fost creat acest rol al roboților, este dezinfectarea și sterilizarea cu raze UVC în spitale. Razele UVC sunt irradiație uh, și nu este ok pentru piele, deci un om nu poate să facă această procedură și sunt roboți medicali care se plimbă prin spitale și folosind aceste lămpi UVC, dezinfectează suprafețele fără să pună în pericol oamenii. În trecut am construit un robot medical odată cu pandemia pentru a ajuta oamenii din spitale să fie să, să li se aducă medicamente, să, să interacționeze practic cu oamenii într-un fel sau altul. Mai avem doi roboți și pe care i-am avut la un restaurant. Tot la fel, să vedem interacțiunea cu publicul. Și în rest, roboții de competiție cu care am și câștigat. Robotica, din păcate, este un hobby, un sport, unde îndeletnicire a de scumpă. Problema mare e că, cel puțin în domeniul în care noi activăm roboții de luptă din concursul american, majoritatea covârșitoare a pieselor și a costurilor se duc pe procurarea pieselor din America intervin. Taxe vamale, timp de așteptare, diverse costuri, de exemplu, care nu le avem la o echipă clasică în care tu dai comanda și mâine vine fedex și ți-aduce coletul. În momentul în care tu îți dorești să creezi roboți de bună calitate și performanță, ai nevoie să ții pasul cu tehnologia. De ce? totdeauna apar motoare mai noi, electronică mai bună, sisteme care, de exemplu, nu se broiază Dacă nu ții pasul și nu îți cumperi totdeauna cei mai nou și cei mai buni, vei avea un mare, mare dezavantaj competitiv care se va simți în puncte. Noi ne suportăm să pierdem, indirect trebuie să ținem pasul. În momentul în care tu dorești să ai cel mai bun robot care există, trebuie să investești o grămadă de resurse. Lumea vede de obicei robotul care concurează pe teren. El nu știe că în spatele lui mai sunt două sau trei modele sau prototipuri pe care ceilalți copii fac experimente, și că nu-ți permiți să lucrezi pe același robot, că altfel ar programatori de degeaba. Și noi avem totdeauna un stil de a lucra în care noi nu stricăm roboții vechi. Adică dacă lucrăm cu 3 sau 4 grupe de copii, fiecare grupă construiește un robot de la zero care are o viață și noi nu l stricăm decât la sfârșitul sezonului. Adică nu vine grupa de după masă și strică ce au lucrat copiii de dimineață, fiecare își îngrijește robotul, îi dă un nume, se atașează de el și îl duce la maximul lui posibil. În momentul în care strice o piesă, ca se întâmplă, se ard un motor, se rupe ceva, nu poți să-i reproșezi copilului, fiindcă el la doua oră nu mai încearcă să facă ceva. De frică că va fi certat, că va fi tras la răspundere, se închide în el și mai bine își lasă. Nu-mi bat capul decât să stric, mai bine. Nu, pune mâna, strică, distruge, ne înjurăm, ne pupăm, viața merge înainte, mai luăm alte piese. Și asta am învățat în timp, fiindcă omul trebuie să lucreze, cum să zic eu, cu drag, să știe că chiar dacă a stricat ceva, a învățat ceva din toată operațiunea respectivă, doar că una e să strici un băț de chibrit și alta e să strici câteva piese pe care știi că nu o să poți să le repari, decât va trebui să le cumperi și poate de multe ori nici nu înțelegi exact cum funcționează, nu știu, să-ți vină o idee să improvizezi diverse lucruri. Și asta am învățat și noi în timp, improvizez până la un punct, dar dacă vrei să fii sigur că lucrurile merg bine, din păcate trebuie să bagi mâna și mai adânc în buzunar. Dacă nu o faci tu, o faci altă echipă, te vei întâlni în ea cu ea în finală, și vei pierde. Noi nu trebuie să uităm că copiii fac ce văd la părinți. Ei trăiesc cu cei șapte ani de acasă, cu ce văd în școală, ce văd în societate. În momentul în care tu auzi discuții în familie și fiecare om își drămâiește și ultima bucățică și are grijă de un lucru, el știe că dacă se strică ceva, e jale. Ori mănâncă bătaie, ori e tras la răspundere, ori e pedepsit și el nu-și dorește lucrul ăla, că na, nimeni nu-și dorește să fie totdeauna chinuit. Dar în momentul în care să într-o echipă în care ți se oferă o șansă, vezi că oamenii sunt deschiși, nu ți să scot ochii să zic la orice prostie care faci, că ești copii, fac multe prostii, el are încredere. El încapătă nu doar încredere, dar și, cum să zic eu, mai multă curiozitate să vadă unde poate să ajungă, știind că chiar dacă va fi un pic certat, viața merge înainte și până la urmă te și se repară. Cine susține financiar din păcate, noi avem o problemă foarte, foarte mare cu finanțarea echipei, nu doar pe partea de plecări, dar și pe partea de construcția a roboților. Noi, în momentul în care ne înhămăm să primim copii, recruți noi în echipă, noi trebuie să ne gândim că îi primim doar de formă, să dea bine în poze sau să ne lăudăm că avem sute de copii, fiindcă e greu să lucrezi cu mulți copii. În momentul în care noi ne adresăm potențialilor sponsori, sub forma de mail, discuții, Înainte, până să fie pandemia, te mai vedeai cu e la diverse evenimente, oamenilor le place povestea. Wow, se face o performanță, se întâmplă o grămadă de lucruri, dar în momentul în care le explici efectiv care este situația cu echipele din America, chiar din Rusia sau din restul lumii, care nu doar că sunt finanțate masiv de către stat, că până la urmă sunt reprezentantul statului la un concurs, are loc o ruptură. De ce? Ori foarte multe persoane, inclusiv director, nu au putere de decizie în ce direcție se duc banii sponsorizărilor sau ei își creează diverse organizații, gen asociația nu știu care sau fundația XY care finanțează tot felul de proiecte așa mai shady, dar care, cum să zic, auzi ceva despre ele, dar nimeni nu știe concret care sunt beneficiari sau ce se întâmplă, în momentul în care lui le explicăm concret de ce avem nevoie, care sunt performanțele din trecut, de multe ori cred că impresia e ceva de genul hai las că se descurcă, că dacă s-au descurcat și înainte și au avut atâtea rezultate totdeauna se găsește o soluție dar toată presiunea după cade pe copii și pe părinții copiilor. În România părinții își iubesc extraordinar de mult copii, nu se compară cu alte țări și în momentul în care vorbesc cu ei, părinții ar face orice ca copilul lor să fie fericit ca indirect ei să fie fericiți poate și o chestie psihologică dacă ei nu au avut când erau mici, lasă să aibă copilul o viață, un trai mai bun. Lucrul ăsta nu poate să meargă la infinit, fiindcă, în primul rând, e complet nedrept. Nu trebuie să tu te duci la un concurs în ideea că, wow, am strâns strâns atâta răutate în mine, că nimeni nu m-a ajutat și lasă-l, arăt eu cât de bine e. Tu trebuie să simți că societatea și, până la urmă, toate companiile oferă ceva înapoi, într-un domeniu care, în primul rând, e și de viitor, care creează o grămadă de bucurie, mai ales că e vorba de lucru cu copii, adică, na, niște persoane care sunt foarte sincere și au gânduri cât de cât bune, plus că în momentul în care un copil simte că a fost ajutat, el nu o să crească, la rândul lui o să ajute pe alții. Dacă tu totdeauna știu că te-ai chinuit toată viața, ok, hai că poate ai ajuns, dar până la urmă mai ai anumite sechele din trecut. Noi n-am încercat să facem o tragedie din lucrul ăsta, nu știu, veșnic să ne plângem că avem probleme, alea, alea. Noi încercam totdeauna să prezentăm situația obiectivă cum există și să sperăm că se va schimba câte ceva. A doua problemă care am pățit-o a fost acum 5 ani de zile, în anul 2016. Noi am reușit prin sacrificii să aducem concursul în România. Atunci am găsit câțiva parteneri cu care credeam că o să ducem o relație de continuitate, să fie loiali, să, nu știu, să mergem pe drum pe care am început spre performanță, dar din păcate lucrurile au luat cam alte direcții. Doar că noi am rămas în continuare în memoria colectivă cu ideea că, wow, autovortex e ajutat de firme mari, ei totdeauna se duc la concursuri în cele mai scumpe locuri, că nu e ușor să te duci în Africa de Sud, în Hong Kong, în Australia, chiar și în America. Și lumea are impresia că noi, emanând, să zic așa, această opulență, că noi avem și roboți buni, și copii bine pregătiți, și un anumit program un pic mai atipic, creăm impresia că noi avem de toate, dar în realitate noi ne plângem și e așa o situație în care nici nu știi ce să crezi, dar în momentul în care vorbești cu antrenorul, cu copii și te duci la un eveniment, vezi realitatea și atunci apar că, nu știu, se năruie toată lumea ta interioară în care avei o imagine exterioară creată involuntar de către noi și realitatea când vezi care e viața la tine comparată cu alte echipe care poate au totul pe tavă și nu fac nimic și doar nu știu, răd tot timpul sau au o bunăstare. Nu cred că o să schimbe situația în, tre în viitor, sub nicio formă, asta învățând din experiența trecutului, asta nu înseamnă că vom renunța, că nu vom trage la fel de tare, noi știm că noi ce reprezentăm România, ne vedem de treabă, trebuie să ne întoarcem cu locul întâi, ai o carte de vizită și un palmares de aparat. Credem că se implică statul prin uh, ministerele care sunt puse la dispoziție pentru astfel de cauze și de asemenea, cât de mult se implică se în sectorul privat, în robotica. Din păcate, statul nu mai există. E doar o sintagmă frumoasă când vrei să înjuri pe cineva, că n-ai nevoie de stat, el nu e alături de tine, cel puțin în România. Nu pot să zic că n-am încercat să-i contactăm, na, nu neapărat să le cerem bani. În anumite discuții, să le propunem un proiect, o idee, hai să facem ceva, să modificăm anumite lucruri, Fiindcă, sincer, nici mie nu -mi convine când vine un copil la hap să lucrăm la roboți pentru el ai evadarea supremă că îl urăște școala. Ideea era acest program să se desfășoare în școli, robotica să fie recunoscută ca și materie chiar de top, fiindcă implică fizică, matematică, chimie, educație tehnologică, până și psihologie. Și până la urmă tot greu cade pe noi, pe noi, adică profesorii indirect care se ocupă de aceste activități, fiindcă tu trebuie să ai și grijă de copii, trebuie să-i și înveți anumite lucruri, trebuie să-i și înveți de bine și să le creezi și oportunități de creștere, fiindcă nu mai evoluează până la urmă în adulți. În momentul în care școala e complet absentă din acest domeniu sau brusc apare când e vorba de o plimbare sau anumite lucruri care, sincer, s-au întâmplat și le vedeam cu ochii noștri, vezi că e ceva nedrept, adică ceva nu se leagă. Cum de anumite echipe, școli, entități au veșnic acces la finanțare, la expunere, deși nu fac nimica, că până la urmă toate fondurile alea trebuie justificate pe ceva, și brusc în momentul în care tu ai performanțe, lucrezi după standarde super înalte, pentru ziua nu se poate. Și nouă veșnic ni se aduce reproșul că, păi știi, că voi aveți copii de la licee, adică îți cam dă impresia că ești al tuturor, dar în același timp al nimănui, fiindcă nimeni nu vrea să zic așa, să se identifice cu tine, fiindcă apare încă râca asta în România, că, păi stai, dacă n-ai copil doar un liceu, ce treabă am eu cu ceilalți? Te că, până urmă, toți suntem din aceeași țară, toți trebuie să în aceeași direcție. Dacă un copil să a nimers fie la un liceu sau la altul, de ce trebuie ei să aibă născut această răutate empirică care, pe care nimeni nu știe de unde a apărut? Dar el știe că liceul X trebuie să se urască cu liceul Y și așa mai departe inclusiv în momentul în care noi am fost în Rusia, de efectiv, noi am simțit nevoia, nu neapărat să ne plângem statului, dar ne putem să obținem vize, nu știam la cine să apelăm. Și am trimis mail-uri la Ministerul de Externe, de Economie, de Educație, de Cercetare, la prim-ministru, la președinte, nu neapărat ca un strigă de disperat, dar pur și simplu se anunță că e un concurs, noi chiar ne simțeam în stare să-l câștigăm și aveam nevoie de o scânteie, de un ajutor din partea lor. Și după discuțiile cu diverse ministere, mi se cam bătea, apropo, că știi că ești de la un partid, ești de la altul, adică ei evitau să se ajute să vorbească între ei în loc să bătem fierul cât era cald, putem și noi să plecăm, na, să nu mai stăm stresați, să avem pașapoarte la timp, să ne putem și noi lua bilete la prețuri cât de cât umane, că până la urmă rezultatul a fost cel scontat pe care noi l-am prevestit într-un fel, dar tot nu a picat pe noi, că nici mie nu mi-a fost ușor să conduc atâtea ore până în Chișinău. De acolo, nici nu știi dacă ne mai urcat sau în un avion, la un moment dat ne-au dat jos, până la urmă ne-au băgat la loc iarăși să te sacrifici o grămadă de ore să conduci până în localitatea respectivă, ca să ce? Ca să stai trei zile într-o țară unde maxim apuci să bei o sticlă de apă și să vezi piața roșie. Dar asta a fost. Am trecut peste, am mers mai departe. În momentul în care statul se implică activ și am văzut cu ochii noștri, în Corea, toate activitățile se desfășoară în mediu controlat, în licee. Ei au ore de robotică, în care chit că stau Nicolesc trei pieze, ei știu că au oră de robotică, nu le scoate nimeni în ochii, nu uite nimeni în afară, nu îi chinuie nimeni. În Rusia la fel, pentru ei o mândrie națională, fiindcă ei și-au reactivat clasicele cercuri de copii patriotici, în care îi învață să construiesc avioane din hârtie, mai nou și roboți. În momentul în care vezi toate lucrurile astea și observ că în România nu se poate, Stai și te întreb, de ce nu se poate? Când ai până la urmă un model, sunt oameni care fac ceva, de ce nu încercăm să replicăm într-un fel modelul Autovertex în domeniul public, că până la urmă activitatea se desfășoară în domeniul public. Pe partea de sector privat, nu vreau să fiu rău, dar ne-am luat gândul. De ce? În România nu prea mai există nimic românesc. În momentul în care te duci și vorbești cu cineva și expui problema, nu poți niciodată să atingi latura să zic, sentimental patriotic. Adică chiar dacă omul respectiv e român, el știe că lucrează pentru o multinațională care nu are scopul să-și promoveze România sau să investească în economie sau în educație, ei știu că tot profitul al scoți și oricum nu se declară. În momentul în care vrei să te adresezi unei companii românești, surpriza nu mai există. Adică, companiile de stat nu au voie să ajute cu absolut nimic, companii românești de top nu există și la care există nu te bagă în seamă. Și în momentul ăla chiar stai să te gândești da, ca și glumele la care începe un război, tu ce aperi până la urmă? Că nu mai e nimic românesc în țara aia, la fel și în România. De ce? Chiar străinii ne întreabă de ce noi insistăm să îți reprezinți țara care, teoretic, nu te ajută cu nimic, dar, da, uite nimic ăla, măcar că îți oferă cadrul să treci de acolo, să lucrezi în hub, să poți să ai activitate, nu știu, și o bucurie care nu poți să ștergi cu buretele. Nu, nu, o să fim, nu știu, ca alte echipe de mercenari, azi lupți pentru o țară, mâine pentru alta, sau cum bate vântul. M Am pornit pe o direcție, mergem pe ea. Bună, rea, măcar să mai știe cineva de frică românii. Și cum supraviețuiți performanța? 90% sunt nevoie de financiar. Peste 90% din costurile suportăm prin fonduri proprii, adică în momentul în care copiii își doresc să vină în echipă, verde în față, le explicăm situația, inclusiv părinților, să nu creadă că o au curge lapte și miere, toate lucrurile costă, trebuie să ne le cumpărăm singuri. Le explicăm care sunt necesitățile într-un sezon, adică fiecare copil își aduce o cotizație, din banii aceia noi ne cumpărăm piese și în momentul în care plecăm la un concurs, poate sună ciudat, vin doar copii care își permit să suporte costurile. Și cei care nu își permită nu acasă? Se uită la poze, E foarte dureros. Yeah. Dar nu avem alte soluții. Și de aia eu trebuie totdeauna să pregătesc 3 copii care vin la un concurs. Fiindcă pe mine nu mă avantajează să vină 100 de copii care ei poate doar să strângă surupte, ei nu știu să conducă robotul, ei nu au participat activ, adică nu fac parte din nucleu. Și în momentul în care tu știi că vrei să câștigi, trebuie să faci foarte mari sacrificii, măcar să-ți iei acei 2-3 pioni de bază cu care poți să câștigi, dar să fie înconjurați de să zic așa, personalul auxiliar care și ei ajută, dar poate sunt la începutul vieții lor în echipă. Și de-aia lumea rămâne uimită cum de noi putem să avem performanțe cu copii care poate i-au văzut de 3 zile sau de 4 săptămâni în poză și să așteaptă, nu știu, să fie totdeauna acel nucleu care tu oricând poți să duci la luptă instant în orice loc. Eu nu cred că se ocupă ministerul și restul asociațiilor în robotică, cât ar trebui, eu cred că este un domeniu foarte important pentru societate și ar trebui exploatat la maxim. Consider că echipa Autoportex ar merita mult mai mult suport, cel puțin din, din partea statului. Este primul an când abia se implică, când au spus că știau de existența noastră de câțiva ani pe zile, dar au stat și au privit din umbră până acum. Acum, prima lor mișcare a fost să declare robotica ca o Olimpiadă recunoscută și urmează să vedem ce este de făcut. Cât despre domeniul privat, ne-am obișnuit de-a lungul timpului că sponsorii vin pe relații, vin unde are fiecare copil în parte, fiecare membru în parte relații. Niciodată nu au venit de dragul nostru, de haide să vă ajutăm pentru că vedem că faceți ceva au venit doar dintr-o constrângere, dintr-o necesitate, dintr-o prietenie. Deci, de la domeniul privat, sincer să fiu, nu mai am așteptări. A, despre statul român pot spune că se implică cât de puțin, mai nou cel puțin. De exemplu, de la anul chiar, Ministerul Educației va declara, sau a declara deja, că robotica va fi considerată la nivel de olimpiadă. Un avans destul de interesant, mai ales pentru că putem spune că suntem puțin responsabili. La, la oameni după ce se tot văd articole cu uite, echipa asta a câștigat în străinitate, în strânitate, dar la noi de ce nu câștigă? Um, dar totuși aceasta e și un avans mai recent. Până acum nu pot să zic că se implica atât de mult la nivel național. La nivel local, totuși, uh, sunt foarte multe licee de stat care își susținau elevii, mai ales în trecut. Sincer pot spune mai greu în trecut decât în prezent. Cât de domeniu privat pot spune că susține robotica, știu doar cât sponsori a avut echipa noastră și membrii echipei noastre de-a lungul anilor, sponsori care la un moment doar și-au dat banii în scopul că vor ajuta niște copii să învețe lucruri noi și să se simtă bine. Deci, da, mai ales privind de la trecut, spațiul privat este poate puțin mai prietenos cu acest domeniu, dar începe și statul, propriu zis, să se implice mai mult. Uh, cred că a început Pot să se implice treptat. Destul de încet și de lent, dar uh, cred că este un viitor și în România pentru robotică. Da, cred că statul român se implică uh, în domeniul roboticii, mai ales în ultima perioadă, din ce în ce mai mult își doresc să ne ajute, dar nu foarte mult. Adică. Suntem așa la început de drum, poate în 10-20 ani, poate atunci o să fie suficient ajutorul acordat de ei. Da, cred că statul și companiile private ar trebui să se implice cât de mult uh, posibil în uh, robotică, deoarece sunt ferm convins că acesta este viitorul. Nu cred că statul român este conștient de uh, nivelul la care s-a ajuns în România la, pe, part, pe partea de robotică. Cred că echipa merită mai mult sprijin din partea societății noastre, dar nu doar echipa, toate echipele din România sunt peste 200 de echipe înscrise în First Tech Challenge Romania și nu este încă recunoscută ca Olimpiada școlară competiția asta. Ce șanse au acești elevi conștiincioși în a-și îndeplini visurile de a lucra în de a avea o carieră. Noi avem. avem um, sau noi avem minim trei exemple concrete în care foști, nu neapărat absolvent, foști membri ai echipei noastre, foști în ce sens? În momentul în care tu termin perioada de liceu, nu prea mai poți să fii activ în echipa de robotică, nu mai poți conduce robotul, nu poți să te implici foarte, foarte mult, dar în schimb poți să mentorezi. La noi n-a funcționat, fiindcă peste 90% din copii pleacă din țară. E un lucru trist, asta e, nu poți să ții cu forță dacă nu le oferi o alternativă. În momentul în care merg mai departe la facultăți în străinătate și își prezintă CV-ul, e deja un mare wow, fiindcă nu doar că ai cu ce să te lauzi, dar ai și ce povesti, fiindcă tu ai fost implicat activ. Deja doi dintre copii lucrează în Germania, la divizia militară de la BMW, îi fac tot felul de blindate de luptă autonome, deci războiile viitor nu o să mai fie cu sânge și cu ce vedem noi. Foarte mulți copii acum sunt în an terminal la facultate, de obicei ei merg în Anglia, în Olanda, în America merg foarte puțin, fiindcă costurile sunt foarte mari, avem chiar și copii care au fost în țările arabe, un copil s-a dus în Australia și Neapărat să zic că toți au ajuns bine, doar că și-au văzut de drumul lor. Și culmea că de multe ori dorința de, de a pleca nu le-a fost inoculată din filme sau de vremuri, doar mergând la concursuri și văzând atmosfera plăcută de acolo, mediul, nu doar academic. Contează să arate și un laborator frumos, să fie o sală de seminar curată, cum să vezi vechiturile și toate reminiscențele de demult pe care le vezi în București. Că tot e învechit. Și mai sunt situații în care e mirajul străinătății. Nu știu unii părinți, wow, hai să trimit copilul la studii cum era pe vremuri, să-i trimit în Franța sau la Sorbona, mai nou e ladă, Anglia, sau mai schimbă vremurile, dar nu, mai există și situația respectivă. De obicei copiii care pleacă nu se mai întorc. Noi mai păstrăm legătura măcar un an, doi după, de sărbători de anul nou, doar că cam prind rădăcine acolo, dar nu au așa o repulsie sau o răutate față de țară, dar pur și simplu își de drumul lor, mai departe acolo. Și nu poți să-i Iar copiii care sunt extraordinar de talentați în robotică și nu-și permit financiar și familia lor nu-și permite financiar să-i susțină, ce se întâmplă cu ei? Deci Își alte domenii, rămân în țară, vor urma o carieră pe care o vor disprețui la un moment dat. Poate sună trist, mulți copii, dacă nu sunt ajutați la timp, tot își găsești ceva de lucru, doar că nu fac ce-și doresc. Și când faci un lucru, nu din scârbă, dar cu lehamite, nu e același lucru. Și totdeauna, cred că și ei își pun întrebarea, ce ar fi fost dacă aș fi riscat să merg în străinătate? Ce ar fi fost dacă mi se mai deschideau la timp anumite oportunități? fiindcă inclusiv programul de robotică la care noi participăm sună foarte frumos. Wow. Burse pentru toți copiii străini care vin în America. Și concret, când aplicau copiii de la noi, a, păi, stai, că nu vă încadrați, că nu știe, că nu ești negru, că nu știi ce și nu știu unde. Adică unele lucruri sună frumos așa, la nivel declarativ, dar concret când intri un pic mai adânc vezi că nu e chiar echitatea și egalitatea pe care nu știu, apare peste tot în lozin și sloganuri. Eu le explic tăia, la copiilor să compare bine, că ești o viața din România, cu ce văd la concursuri și foarte, foarte important să vorbească foști absolventi, inclusiv din România toate facultățile își promovează programele. Wow, totul impecabil, la noi vină că o să-ți placă. Nu e așa. Ce le recomand? Să-și aleagă facultăți simple care nu-i solicită ca ei să facă alte activități în paralel. Fiindcă dacă ai un pic de timp liber, mai poți să să-ți ceva ce-ți place. În momentul în care tu faci toate lucrurile astea, măcar ai o șansă sau măcar nu ai conștiința încărcată că n-ai încercat. Dar dacă le iei pe nu în brațe și zici, wow, tata a vrut să fiu inginer, poate urăști ingineria, sau mai nou, toți părinții vor copilul să fie doctori, nu știu cei la modă, mai nou, vlogger, youtuber și așa mai departe, nu toată lumea poate să facă lucrurile astea. Adică trebuie să și simți o inclinație sau o tragere. Mulți copii nu știu ce vor când vin la noi în echipă și după descoperă, nu știu, un sentiment și o atmosferă plăcută în care îi zic, uite că aș putea și să construiesc un robot sau mie să-și mie o programare, că nu e chiar atât de greu cât li se inocula lor în școală, că veșnic trebuie să depinzi de, nu știu, X sau Y. Dar lucrurile astea trebuie să le experimentezi. Dacă nu le experimentezi, trăiești doar cu ce vezi la televizor, cu ce ți se spune la școală și cu ce ți povestesc părinții din tinerețea lor. Unde ai să Încă nu mă de ce sunt de... Aș vrea, aș vrea în România pentru că m-am obișnuit cu colectivul, suntem cam aceiași oameni. Eu sunt o fire care nu-i prea place schimbarea. Doresc să-mi urmez studiile universitare în Statele Unite, în special la UCLA. Am mai mulți prieteni pe acolo și am zis că mi-ar fi foarte ușor să-mi structurez o viață acolo. Mai ales dat fiind faptul că orașul este pe placul meu, are viață, este activ. Acum bine, toată lumea mă întreabă, A, faci robotică, deci mergi la automatică, nu? Sau mergi în politehnică, asta clar. Dar eu sincer nu sunt nu neapărat că nu sunt convins, dar nici măcar nu știu câte opțiuni am la un moment din nou, mai am doi ani până dau doamne ferește bacul deci mai am timp să mă decid nu de alta că am și pe mama dreapta care îmi zice hai la să te faci și tu econom îl am pe tata care hai continui și tu cu Politehnica te faci din inginer am colegi care vor de la drept am colegi care vor de la gastronomie nici nu știu după care să mai au. am mai multe opțiuni pentru studiile de după liceu. Eu sunt la un liceu de biling franceză, deci am opțiunea Franța, dar recent am adăugat pe listă și țări ca Olanda, Elveția sau America. Aș dori însă inătate. Nu sunt încă foarte decis, dar consider că, totuși, o țară vestică, că mi-ar putea oferi mai multe șanse decât România la ora actuală? Sper să merg la o facultate tehnică, probabil inginerie combinată cu alte studii, posibil economie. Îmi doresc să continui studiile în America, deoarece sunt foarte multe facultăți bune, uh unde poți să înveți mult mai multe decât în România și e un lifestyle complet diferit, unde lumea este foarte deschisă. Vreau să ajung ori la automatică, în poltenică, ori robotică medicală, ori în poltenică, ori în altă, în altă țară. Singura soluție pe termen lung, nu neapărat de modernizare, de supraviețuire a societății românești, e să apeleze la profesioniștii care chiar și-au dovedit abilitățile prin ceva, nu doar că sunt cunoscuți, că e ruda lui X sau lui Grec sau așa a fost conjunctura, și să se încerce creionarea unei viziuni, fiindcă noi de multe ori copiem ce vedem în alte state, și de multe ori copiem partea mai proastă. Poporul român a avut și încă are genetic o grămadă de resurse, dar dacă tu nu te îngrijești de ele, odată ei pleacă, nu numai că ei pleacă, ei poate se pierd pe drum și măcar să ai conștiința în păcat că le-ai oferit o alternativă, dar o alternativă reală, pe bune, nu declarativ sau proiecte XY și așa mai departe. În momentul în care tu tu ai măcar această oportunitate să creezi un program național și să faci măcar un experiment să vezi că funcționează, măcar știi realitatea. Păi merită să-l condim sau nu merită. Dacă nu, se poate pune direct ștampila fabricuță de. Creere pentru alții și gata, măcar știi și hai să desfințăm toate universitățile, că până la urmă ce fac? Stau degeaba. Dacă nu, hai să ne ducem într-o direcție. E greu că startul a am fost pierdut, dar uite că în robotică încă mai există o șansă. Că e clar, noi nu mai putem fi competitivi în alte domenii. Dar aici implică atât de multă creativitate și de lucruri noi, care sunt într-un fel native în poporul român. Dacă nu le exploatezi nici pe asta, ce să faci altceva? Că o să iei chinezii tot. Descoperă domeniul fascinant al roboticii la autovortex.ro